Lucruri, Tu care ești sfânt, sfânt, sfânt în vecii vecilor, cu reverență stăm înaintea Ta și Te rugăm să binecuvintezi sufletele noastre, Doamne, să lași ca prezența Ta să fie simțită de orice persoană din locul acesta și pentru aceste două ființe îmbrăcate în haine albe, gata să încheie legământ cu Tine prin botez, îți mulțumim, o Doamne, și glorificăm numele Tău cel mare. Doamne, ai în vedere întreaga adunarea, vezi sufletele și inimile noastre, vezi frământările și nevoile noastre, Doamne, și lucrează, Doamne, în noi pentru numele și pentru slava Ta, pentru gloria cerului și pentru împărăția Ta, o Doamne, Te rugăm frumos, lucrează și noi binecuvântăm numele Tău, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Îmi exprim bucuria de a fi și eu parte la această sărbătoare a Bisericii din Livada, sărbătoare care se unește cu cerul în această bucurie de a vedea din nou un botez nou testamental aici și pentru aceasta zicem din toată inima, slăvit să fie numele Domnului. S-a citit din Evanghelia, din Faptele Apostolilor, această relatare biblică cu privire la botezul famenului etiopian. În urma propovăduirii pe care o face robul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, Filip. Și asupra versetului 9 de aici aș vrea să iau o expresie în care se spune că acest famen etiopian, Fapte capitolul 8, versetul 39, în momentul în care el a primit botezul, spune că odată cu botezul a primit și multă, multă bucurie, așa încât expresia este că acest famen a fost plin de bucurie. Așa este ultimul cuvânt, ultima expresie de pe monitor. Famenul era plin de bucurie și am vrea să-l vedem pe Filip ca omul care prin harul lui Dumnezeu aduce bucurie. Aici, acest drum pe care călătorea famenul, spune că era un loc pustiu. Și acolo, în locul acela pustiu, omul acesta a găsit multă bucurie. De asemenea, în tot Fapte, capitolul 8, versetul 8, când Filip predică în Samaria, cuvântul Domnului care a atins inimile oamenilor, din nou spune acolo, și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Despre acest lucru dorește Dumnezeu să ne vorbească din nou în dimineața aceasta. Despre această stare de bucurie. Bucurie pe care o descrie Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca. Luca este și numele sorei Dorina și cred că o să țină mai ușor. Luca, capitolul 15. Sunt două versete acolo, versetul 7 și versetul 10. Sunt trei pilde pe care Domnul Iisus le spune aici, pilda cu oaia rătăcită, pilda cu bănuțul pierdut în casă și pilda cu fiul care a plecat de acasă, fiul risipitor. După ce a găsit oaia pierdută, spunea Domnul Iisus, tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. În versetul 10, de asemenea, când vorbește Domnul Iisus despre cât de important lucru este când se pocăiește cineva, spune, tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu și îngerii lui Dumnezeu înconjoară tronul slavei lui Dumnezeu din cer. În fața tronului lui Dumnezeu este bucurie când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Pentru două persoane, spune, este o îndoită bucurie. Bucuria este o caracteristică a creștinilor, a oamenilor lui Dumnezeu care îl cunosc pe Dumnezeu și și-au predat viața în mâna Lui.
Pe fețele creștinilor trebuie să se vadă întotdeauna bucuria, pentru că Iisus este sursa bucuriei. Și Apostolul Pavel, când scrie Filipenilor, Filipeni capitolul 4, versetul 4, îi îndeamnă, îi motivează și spune: bucurați-vă totdeauna în Domnul, și iarăși zic, bucurați-vă. Bucurați-vă totdeauna în Domnului și înaintea Domnului, și iarăși zic, bucurați-vă. Și aș vrea să răspundem la câteva întrebări. Prima întrebare la care aș vrea să medităm este: de ce să ne bucurăm? De ce se bucură creștinii? De ce se bucură cei credincioși? De ce se bucură cei îmbrăcați în haine albe? De ce ne bucurăm când stăm înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă în anumite circunstanțe sunt lacrimi pe obraz? Și am văzut la poezia pe care o recita aici Denisa, cum alte fețe erau îmbrobodite de lacrimi, de cercetarea Duhului Sfânt. De ce să ne bucurăm când adeseori trecem prin dureri, prin necazuri, prin suferințe? Și primul lucru este: ne bucurăm că suntem iertați, că povara păcatelor noastre este luată de pe umerii noștri. Și spune Biblia, este grozav lucru să cazi în mâinile unui Dumnezeu mânios, să ajungi la judecată înaintea lui Dumnezeu, fără ca problemele să-ți fie rezolvate. Așa se încheia poezia pe care o recita Denisa. Orice om are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Orice om are nevoie ca păcatul să-i fie iertat. În Psalmul 32, în versetul 3, David descrie starea vieții lui când era împovărat de păcat și spune el: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Așa era viața, așa este viața omului care stă cu păcatele lui, așteptându-și rândul la judecată. Însă atunci când această povară este luată, așa se începe psalmul acesta, psalmul 32. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de cel care are libertatea aceasta din partea Domnului ca să poată să meargă liber, ușurat. Spun unii, parcă nici nu mai atingeam pământul cu picioarele când am simțit că povara mi-a fost luată. Și atunci, în locul acelei poveri a păcatului, a condamnării, așteptării sentinței divine pentru un păcat, pentru două, pentru șapte, pentru multe, Dumnezeu vine și dă iertare și atunci poți să mergi înaintea lui Dumnezeu plin de bucurie. Viața se schimbă. Un fariseu l-a chemat pe Domnul Iisus să stea la masa lui. Numele lui este Simon. Simon fariseul l-a invitat pe Domnul Iisus, dar nu mare lucru a făcut, nu mare importanță a dat, nu mare cinste i-a dat Mântuitorului. Și într-un context în care o femeie păcătoasă cu lacrimile ei spăla picioarele Mântuitorului, iar cu părul capului îi le ștergea, indignat, omul acesta se gândea în inima lui: dacă Iisus ar fi un proroc, ar ști ce fel de femeie este aceea, pentru că este o păcătoasă. Și Domnul Iisus îi dă o pildă cu doi datornici, unul datora foarte mult, altul mai puțin. Stăpânul i-a iertat pe amândoi, zice: care va iubi mai mult? Repede au răspuns și am răspunde și noi, ușor: celui căruia i-a iertat mai mult, a cărui povară era mai mare. Și Domnul Iisus spune: femeia aceasta iubește mult pentru că i s-a iertat mult. Și apoi a spus femeia acesteia: păcatele tale sunt iertate, credința ta te-a mântuit.
E mare sărbătoare în viața acelei persoane care îl primește pe Iisus. Și mi-aduc aminte și îmi stă mereu în minte acea imagine pe care am văzut-o când a fost sărbătoarea speranței pe stadionul din Cluj, când la sfârșitul predicii pe care fratele Luigi Mițoi a rostit-o, a făcut chemare în față și au fost aleși slujitori care să mergem să-i întâmpinăm pe cei ce se vor preda, să-i conducem spre locul în care să li se ia datele, să stea de vorbă cu ei, să se roage pentru ei, și stăteam acolo pregătiți, înșirați în fața scenei, și dintr-o dată o tânără a început să alerge pe scări, a început să alerge pe urmă pe stadion. Normal, când un om aleargă, nu-l poți opri. Toți ne-am uitat cum trece și am lăsat-o să meargă. A alergat până în fața predicatorului și acolo a căzut în genunchi. Se ruga, se bucura și era în lacrimi. S-a ridicat de acolo și în timp ce vorbeau cu ei, a îmbrățișat pe un om care era acolo aproape, și fratele Costel Dolean, care era chiar acolo aproape și îl știa pe omul respectiv, care spunea că era un om de la ei din biserică, nu foarte important. Spunea: vă cunoașteți? Nu, dar sunt foarte plină de bucurie. Aceasta este bucuria celui iertat. Suntem bucuroși înaintea lui Dumnezeu pentru că suntem iertați. Al doilea lucru pentru care noi ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu este pentru că suntem acceptați de Dumnezeu. Și e minunat că Dumnezeu ne primește așa cum suntem. În Luca 15, fiul risipitor se întoarce acasă și îl descriu poeții și îl descriu pictorii, venind ca un om care a muncit undeva la porci. Scrie Scriptura că atât de sărac, de lipsit a fost, încât ar fi dorit să mănânce roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nici la celea nu avea acces. Flămând și dezbrăcat de tot ce a avut el când a plecat cu toată averea tatălui său, nu mai avea nimic, cu haine în zdrențe, se întoarce la tatăl său și tatăl l-a văzut de departe și l-a îmbrățișat. Așa cum suntem, Dumnezeu ne primește. El nu face categorii de oameni, pe aceștia da, pe aceștia nu. Este o frumoasă relatare cu istoria unei cântări pe care noi o cântăm. Un anumit predicator elvețian, Cesar Millan, este chemat la Londra la o familie bogată pentru un dineu acolo, și printre invitații de acolo care și-au spus anumite cuvinte, a fost și o cântăreață celebră care a interpretat un cântec. Toți au apreciat-o, au aplaudat-o, la sfârșit au mers să o felicite. Omul acesta a mers prin mulțime și când a ajuns lângă ea, i-a spus: am fost impresionat de vocea pe care Dumnezeu v-a dat-o și de talentul pe care îl aveți. Dar aș vrea să vă spun că înaintea lui Dumnezeu sunteți o păcătoasă, la fel ca cel mai mare bețiv din Londra sau cel mai mare curvar. Femeia s-a întors spre el și a zis: domnule, mă jigniți? Doamnă, n-am avut nici cea mai mică intenție de a vă jigni. Dar pot să vă spun că Iisus Hristos poate să vă ierte păcatele și să-L slujiți pe El și să veniți înaintea Lui ca să puteți să fiți primită. Femeia a plecat supărată de discursul acesta sau deranjată, dar cuvintele Lui au rămas în inima ei. Noaptea n-a avut liniște, n-a avut odihnă, și atunci a început să scrie cântarea pe care noi o cântăm. A scris-o cineva, i-a pus pe urmă melodia: așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o, mielule, eu vin. Charlotte Elliot se cheamă această femeie care a compus această cântare, care se cântă în toate limbile, o cântare atât de profundă, în care este arătat cum Dumnezeu ne primește. Așa cum suntem, El ne primește.
Și nu numai că ne primește, ne dă și un statut onorabil. Dacă cineva în lumea aceasta s-a simțit mărginit, sau chiar dacă cineva în lumea aceasta a fost un om popular, pentru ceea ce oferă Dumnezeu, nu se poate compara nimic din lumea aceasta. Apostolul Pavel, în epistola către Efeseni, în capitolul 2, spunea efesenilor: voi n-aveați nicio șansă, voi erați dintre neamuri, n-aveați nicio șansă înaintea lui Dumnezeu, erați fără niciun drept, spune, străini de viața lui Dumnezeu, fără drept de cetățenie în Israel. Dar apoi continuă și în Efeseni, în capitolul 2, versetul 19, spune ce ne-a făcut pe noi Dumnezeu și spune: cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Într-o zi vom sta cu David, cu Moise, cu Avram, cu Petru și Pavel și vom avea aceeași cetățenie, vom fi aceia, suntem din aceeași familie și lucrul acesta ne umple de bucurie, pentru că suntem acceptați de Dumnezeu. Căutăm noi să facem lucruri care să-i placă lui Dumnezeu și sunt mulți interesați să facă un lucru, să facă altul, dar dacă este păcat, spune Isaia, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită în sânge înaintea lui Dumnezeu. Dar când venim cu pocăință la El, El ne schimbă. Nu numai că ne iartă, ne curățește, nu ne lasă să rămânem la fel de ticăloși, de răi, de păcătoși, ci ne schimbă. Ne schimbă cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria Corintenilor, 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, că noi privim cu fața descoperită, spune, ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu și suntem schimbați, să citim împreună, suntem schimbați în același chip al Lui, al Lui Iisus Hristos, să ne asemănăm cu El, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Mă rog ca Duhul Domnului să cerceteze adunarea și dacă este cineva care vrea să se smulgă din starea în care este și se vorbea de creșterea și maturitatea lor, de un timp în care urmează să crească, să crească și creștem toți, nimeni n-a ajuns la desăvârșire, nimeni n-a ajuns perfect, spune Apostolul Pavel, știu ce fac, mă lupt să fiu ca Hristos. Citesc Biblia, mă rog, caut să fiu ca El, mă duc în rugăciune înaintea Lui, vreau să mă aseamăn cu El, mă primește așa cum sunt, dar vrea să mă facă asemenea cu El. Asta înseamnă credincios, creștin. Creștin înseamnă a fi purtător de Hristos. Și când Hristos este în noi, slava Lui se arată, gloria Lui. Ne bucurăm că ne-a iertat păcatul, ne bucurăm că ne primește așa cum suntem, ne bucurăm că împreună cu Iisus avem parte de biruință, avem parte de biruință. De atâtea ori ne-am împiedicat când am mers pe mâna noastră, când am încercat să facem anumite lucruri ca venind de la noi, ne-am luat angajamente. Sunt oameni care își scriu jurnale cu promisiuni. Stăm în fața lui Dumnezeu în anumite momente de zdrobire și facem promisiuni. Soții fac promisiuni soțiilor, soțiile fac promisiuni soților, copiii fac părinților și invers. Și adeseori se întâmplă cu toată dorința de a împlini, să le călcăm, să ne împiedicăm. Vine diavolul și apostolul Petru spune că dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită. Și cădem. În Iisus Hristos avem parte de biruință. În capitolul 8, apostolul Pavel vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului.
Și spune că Duhul Sfânt lucrează în viața credinciosului și îl crește. Duhul Sfânt îi dă certitudinea că este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu în viața credinciosului se coboară și atât de frumos spune capitolul 8, apoi în versetul 37, când vorbește de luptele spirituale, de bătălii, de încercări, de foamete, de chinuri, de orice ar fi să trecem, spune, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitor. De ce? Pentru că apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni capitolul 2 versetul 14, ne ia în carul lui de biruință. Ne ia în carul lui de biruință, în Hristos. A biruit totul, a biruit păcatul, a biruit pe diavolul, a biruit moartea, a biruit puterea morții, este biruitor în vecii vecilor. Este biruitor în vecii vecilor. În Iisus Hristos avem victorie. În Iisus Hristos avem biruință. Și ne bucurăm în biruința pe care o avem cu Hristos. Și putem să vedem biruință. Putem să vedem că ieri eram pradă păcatului. Eram pradă durerii, înfrângerilor noastre și astăzi am făcut un pas, am lepădat anumite lucruri, am schimbat lucruri în viața noastră, spune-mi Scriptura, este un om nou, asta înseamnă îmbrăcat în haine albe, un om nou, un om schimbat de Dumnezeu, un om transformat de Dumnezeu, un om peste care Dumnezeu și-a pus amprenta, de aceea ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu. De ce ne bucurăm? Pentru că ne-a iertat, pentru că ne primește așa cum suntem și că suntem biruitori în numele Lui. Cum am vrea să vedem câteva lucruri despre natura acestei bucurii. Cum este bucuria aceasta? O descriere a acestei bucurii și, în primul rând, aș vrea să spun că această bucurie este spontană, este deodată. Ea nu trebuie găsită undeva într-un anumit loc. Famenul etiopian, pe drum pustiu, în frământările lui, în întrebările lui, primește răspunsul, înțelege ce înseamnă Hristos, ce înseamnă botez, ce înseamnă mântuire, ce înseamnă iertarea păcatelor. Și acolo, în drumul acela, peste el a venit bucuria. Peste el a venit acea bucurie numită de doctorul Luca, atunci când scrie Faptele Apostolilor, bucurie deplină. Este acea bucurie pe care o poți găsi în momentul în care Duhul Sfânt se coboară, îți umple ființa și viața. Este așa de frumos și mărturisea un frate care trecea printr-o frământare, el și câțiva frați din biserică și spune, deodată în adunare am simțit că vine prezența lui Dumnezeu, că vine Duhul Sfânt peste mine. Am simțit că ceva în viața mea se întâmplă în momentele acelea. Am început să plâng, am început să mă rog și după rugăciunea aceea m-am uitat la frații lângă care stăteam și am întrebat, ai simțit ce prezența lui Dumnezeu a venit deodată? Și spun, nu, a fost ceva ca de obicei. S-a întors la celălalt și a zis, și tu ai simțit ce am simțit eu în rugăciunea aceasta? Zice, a fost ca de la început. Peste el a venit ceva deodată. Și am vrea ca bucuria aceasta, deodată, să o găsească toți cei ce intră în adunare și au frământări. Toți cei ce se închină înaintea lui Dumnezeu și ajung să primească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care umple inima de bucurie. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea. Aceasta să vină deodată peste noi, peste viețile noastre. Apoi, ceea ce este frumos să aflăm despre bucuria aceasta care vine de la Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu, bucuria aceasta este continuă, adică este permanentă. Evreii obișnuiau să călătorească la templu, să se întâlnească cu Dumnezeu. Veneau din tot Israelul și formau pelerinaje spre Ierusalim, cel puțin la cele trei sărbători mari de Paște, de Cincizecime și la sărbătoarea corturilor. Ei veneau și vedem în Fapte capitolul 2 că după ce au fost risipiți în lume, din țări îndepărtate, veneau la Ierusalim să se închine. Acest famen etiopian,
Peste 2000 de kilometri a venit la Ierusalim să se închine și oamenii veneau să-L întâlnească pe Dumnezeu în templu, se bucurau acolo, dar în noul legământ, în Noul Testament, Dumnezeu face o altă mare promisiune celor credincioși și le spune prin profeți, voi scrie în inimile lor, în lăuntru lor voi coborâ. Domnul Iisus se pregătea să plece la cer și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, le vorbește despre Duhul Sfânt și versetele 15 la 17 spun astfel, Ioan 14, de la 15 la 17, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Este ceva permanent, Duhul Sfânt este cu noi, Duhul Sfânt este în noi. Mai departe, în versetul 23 spune de asemenea Domnul Iisus, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Dumnezeu, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, vine să stea împreună cu noi și să fie în noi. Și acest lucru este o deosebită bucurie. O bucurie care nu se întâmplă sporadic, doar când venim la adunare. Ne putem pleca genunchi oriunde, acasă, în călătoriile noastre, în drumul nostru, și bucuria lui Dumnezeu prin prezența Duhului Sfânt ne poate aduce multă, multă înviorare. Înaintea lui Dumnezeu suntem atât de cunoscuți. În Psalmul 139, versetele de la 16 la 18, psalmistul vorbește despre momentul conceperii lui și spune, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta îmi erau scrise toate zilele care îmi sunt rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă aș vrea să le număr, sunt mai multe decât bobele de nisip. Și expresia aceasta tare mult îmi place. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în viețile noastre, este permanent. Și nu doar aici, ci această bucurie este una eternă. Bucuria care vine de la Dumnezeu este pentru totdeauna. O bucurie ce caracterizează viața și prezența lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 14, versetul 17, că împărăția lui Dumnezeu nu este precum bucurile noastre. Noi ne bucurăm când ne cheamă cineva la o masă. Ne bucurăm când ne cheamă cineva la o nuntă și toate nunțile sunt cu masă, rar de tot, nu știu în ce împrejurare să fie o nuntă fără masă. Fără ca oamenii să stea acolo la masă și spunea apostolul, împărăția lui Dumnezeu nu este o bucurie de felul acesta. Nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Bucurie pe care Dumnezeu a promis-o poporului său, credincioșilor săi, din totdeauna. În Isaia, în capitolul 51, cu versetul 1, vorbește Dumnezeu despre o bucurie, bucurie veșnică, care va fi pentru totdeauna, pentru cei credincioși, începând de aici și până în împărăția lui Dumnezeu. Acea împărăție în care așteptăm ca durerea, necazuri, suferința să plece. Și spune, ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care... Stați că ăsta e primul verset și versetul ultimul, cred că mă interesa din... care umblați după neprihănire, să ne cerceteze, versetul 11,
Versetul 11. Astfel, dar cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință. Spune, și o bucurie veșnică le va încununa capul. Îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. Da, eu vă mângâi, dar cine ești tu ca să te temi de omul muritor și de fiul omului care trece ca iarba? Și să uiți pe Domnul care te-a făcut, care a întins cerurile și a întemeiat pământul. De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului când umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? Domnul este cel ce va da o bucurie veșnică, care va încununa capul, care ne va însoți pentru vecii vecilor. Ne place această bucurie. Avem această bucurie pe care Domnul ne-o dă. O bucurie care vine deodată. În momentul în care cineva își deschide inima, bucuria aceasta o umple. Această bucurie este permanentă pentru că Domnul Iisus a spus, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Și nu numai aici, într-o zi în cer, împreună cu toți sfinții lui Dumnezeu, ne vom bucura, îl vom lăuda pe Dumnezeu și vom glorifica numele Lui în veci de veci. Cum se poate primi această bucurie? Poate cineva este în locul acesta întristat și ar vrea să plece cu această bucurie pe care ne-o descrie Scriptura, despre care am vorbit. Această bucurie pe care Dumnezeu vrea să o reverse în inima Lui. Și în sensul acesta, am vrea să deschidem inima spre Domnul. Dacă este un loc în care Dumnezeu vrea să rămână înăuntru, este expresia aceasta biblică, inima, deschidem inima. Și eu voi aduce acolo bucurie. Am bucurie în inima mea, spune, ca o fântână. Și în Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 20, cuvântul Domnului spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. O bucurie când îți deschizi inima, când îți predai viața Domnului Iisus, și zici, Doamne, vreau să fii mântuitorul și salvatorul vieții mele și te poți duce de aici cu bucurie în inimă. La o astfel de întâlnire, oamenii pot pleca în două feluri, să vină cum au venit, împovorați cu păcatele neiertate, împovorați sub condamnarea lui Dumnezeu, împovorați și fără bucuria mântuirii, sau poți pleca cu bucuria mântuirii. Cu Iisus să mergi călătorind toată viața, cu Iisus acasă, cu Iisus toată viața, ei cei îmbrăcați în haine albe și noi cei ce am încheiat cu Domnul legământ prin botez, știm că este Mântuitorul și Domnul vieților noastre. Așa a spus Petru în fața mai marilor lui Israel despre Iisus Hristos. Erau acolo mari preoți, erau farisei, erau bătrânii poporului și Petru le spune, Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor pe Iisus. Și cu Iisus în lumea aceasta vrem să umblăm, Iisus să fie cu noi și într-o zi va veni după noi. Toți cei ce sunt ai Lui vom pleca spre cer și vom fi pentru totdeauna cu Domnul, spune Epistola către Tesaloniceni. Doamne, binecuvintează-ne! Dragul meu, deschide-ți astăzi inima, spune-i Domnului despre problemele din viața ta, tu și Domnul, tu și El, Iisus Hristos mântuiește și astăzi. Poate n-ai făcut păcate ca nu știu cine, păcatul este păcat, un păcat neiertat aduce judecata lui Dumnezeu pentru totdeauna, iadul veșnic. Cine se pocăiește primește iertare în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Că scrie în Scriptură că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Numele lui Iisus să fie binecuvântat. Toată gloria, toată slava o aducem Domnului. Ne rugăm pentru Denisa, ne rugăm pentru sora Dorina ca Dumnezeu să le binecuvinteze.
Să binecuvinteze Domnul pe toți cei ce au ascultat ca prieteni, veniți din partea familiilor, din partea celor dragi, pe cei ce au venit să asculte și astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să mântuiască pe toți cei prezenți, fie ca Dumnezeu să-și continue lucrarea de mântuire. Așteptăm un nou botez, așteptăm alți și alți oameni care să vină să încheie cu Domnul legământ. Și pentru aceasta ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, mai trezește oameni, mai atinge inimi, mai schimbă vieți, mai adu bucurie, Doamne, în inimile celor ce caută împărăția Ta. Amin.